Situația asta de nesiguranță la echipă, tu ești un antrenor tânăr. Tânăr la debut. Da. La aproape de începutul carierei. Eu am spus-o, mulți dintre oameni nu știu că eu timp de 4 ani de zile, deci începând de pe la 36 de ani până la 40 de ani, până când m-am retras. Efectiv, am fost secund la Bistrița, însă nu puteam fi anunțat pe terenul de fotbal ca secund, că în același timp și jucam, eram jucător activ. Și atunci era normal, nu puteai să anunți și jucător activ, să-l anunți și ca antrenor secund. Deci acolo am contribuit în mare măsură, știu eu, la o scoatere ca portar în lume pe Emil Pădol, pe Ema Pădola, care îmi este și fin, la un Lucian Sămărtean, care la fel pe urmă a plecat spre alte zări, la un Chibul Cutean, la un Sergiu Mândrean, care joacă. Bistrița a avut la un moment dat un lot foarte, un lot tânăr, foarte bun de copii și juniori. Da, pe lângă cei care eu am spus de fiecare dată, deci aia v-am spus, cu experiența. Deci eram eu, Daniel Iftodie, Vasile Popa, Sorin Mironaș, deci eram vreo 4-5 care eram, aveam o vârstă, care aveam o experiență, iar pe lângă noi, deci de fiecare dată se aruncau jucătorii care erau, promiteau, care aveau un talent foarte bun, însă eu am spus de fiecare dată că talentul nu este de ajuns, pe lângă talent, deci trebuie și foarte multă muncă. Cum e să fii la început ca antrenor și să ai asemenea probleme? Să nu știi, încep mâine, nu încep mâine? Nu este ușor și nu aș dori nimănui să stea așa în stresul în care am stat. Îți și mai eu vine și să te gândești la antrenorat, să... Sau câteodată îți vine să te lași, să îți vine să știu eu, așa să iei câmpii, cum să spune. Dar de fiecare dată am avut pe domnul Apostol, care a făcut tot ce a fost posibil ca echipa asta, Pambac, să continue. Deci mare, mare merit, deci domnul Apostol, domn președinte, îl are. Pot însă să, pe calea asta, să mulțumesc și domnului Giurea, care în cele din urmă a înțeles și ne-a lăsat să ne continuăm activitatea. Am avut o discuție și eu cu dumneavoastră, a avut și domnul Apostol mai multe discuții cu dumneavoastră, pentru că era normal să le poarte dumnealui și să le aibă dumnealui. Și în cele din urmă s-a înțeles că, eu am spus, e ușor să distrugi, e ușor să desființezi, însă este foarte greu să înființezi pe urmă. Și am zis că dacă se desființează o echipă, aia da, dăm din mâini, am rupt actele, s-a terminat, ne-am dus la federație, am anunțat și e gata. Dar nu știu dacă pe urmă echipa respectivă se va mai înființa. Este foarte greu, că pe urmă trebuie să o iei de jos, odată ce te-ai anunțat la federație, trebuie să te duci la AJF, la Asociația Județeană a orașului respectiv și apoi să o pornești efectiv de la zero. Da, și românul are nevoie și de cir, nu numai de pâine, da, fotbalul fiind un spectacol. Da, chiar însă dacă eu de asta nu am dorit, pentru că timp de 3 ani de zile totuși am fost acolo, în locul 2, în locul 3, cu toate că și când am antrenat la Aerostar timp de un an și jumătate, la fel am avut 3-4 jucători mai cu o vârstă de, nu știu, 24, dar acolo chiar că era mult mai tiner decât sunt aici. Și apoi, iarăși, așa acolo am terminat, parcă de acolo țin eu minte bine, primul an pe locul 3 și în momentul, deci când eu am fost demis, echipa era tot pe locul 3. Pambac este pe locul 3, la 3 puncte de locul 2 și la 7 de primul loc. Locul 2 care trimite la baraj. Da, are obiectiv Pambacul? Nu partice. Are obiectiv, niciun fel de obiectiv. Deci obiectivul când l-am avut la începerea campionatului a fost evitarea retrogradării, pentru că noi în returul campionatului trecut am avut noroc că am câștigat am acumulat puncte foarte multe în retur, iar în retur am acumulat cam cât ne-a fost nevoie să nu picăm. Eram la un pas de a pica.